mi-aștept soția, vine de la Rio de Janeiro, acolo unde s-a dus pentru a participa la Olimpiadă. Emoții întotdeauna au fost pozitive pentru ea, soției, întotdeauna suntem bucuroși că vine acasă, sănătoasă, fără traume. Sportivii moldoveni au revenit acasă de la Rio. Aceștia au fost întâlniți pe aeroportul internațional Chișinău de colegi, rude, prieteni și oficiale Comitetului Național Olimpic și Sportiv. Întâmpinați cu flori și îmbrățișeri, sportivii noștri au declarat că sunt mândri că au avut ocazia să ne reprezinte țara. Foarte mare am avut emoții și știind că mă așteaptă cei de acasă și mă văd și așteaptă abia să apar pe saltea și mă gândeam ca să mă motivez să arăt un rezultat mai bun știind că mă așteaptă, mă vede o țară întreagă. Gândul meu a fost la fetiță și la soț. Surpriza serii a fost prezența în aeroport a însuși primarului orașului Călăraș, care în persoană a hotărât să felicite tânăra sportivă care ne reprezenta țara la Rio. Eu cred cu baza materială care noi avem și asta este rezultate bune. Având așa finanțare cum are alte țări, eu cred noi putem să ajungem și la nivel mai înalt decât avem în ziua de astăzi în rezultate sportive. Reamintim că pe 16 august, Serghei Tarnovski, în vârstă de 19 ani, a cucerit medalia de bronz în finala probii de canoe simplu, distanța 1000 de metri. În data după finish, sportivul moldovean a mers la Comisia de Antidoping, unde a fost anunțat că a eșuat testul și că se va alege cu o suspendare provizorie a medaliei. La moment, Tarnovski a rămas în tăblița medaliaților, fiindu-i păstrat titlul de campion olimpic. Cu dopaj noi nu știm până astăzi totuși ce invocă ei, ce are. Noi n-am primit niciun act nimic, unii spus că uite, am depistat substanța cu tare, concentrația cu tare, nimic nu este. Noi tot timpul așteptăm și ne-am deprins în principiu, așteptăm medalii mai multe, dar vreau să vă spun că această medalie de bronz și dacă sportivii putea să fie o ediție cea mai reușită din ce punct de vedere, că dubloul care l-am avut frații Tarnovski, ei în Cupa Mondială, în sezonul ăsta au câștigat de la nemții, au câștigat Cupa Mondială. Republica Moldova la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a delegat 23 de sportivi care au evoluat la 9 discipline: atletism, caiac canoe, haltere, judo, lupte, natație, taekwondo, tenis și tir cu arcul. Aceasta a fost a 6-a ediție consecutivă a Jocurilor Olimpice la care Republica Moldova a participat în perioada post-sovietică.